Vineri 11 octombrie, fostul președinte al României și președinte onorific al Partidului Social Democrat din România, Ion Iliescu, va participa la Giurgiu la cea de-a treia ediție a conferinței internaționale privind strategia Dunării. Evenimentul va fi găzduit de Ateneul Nicolae Bălănescu din Giurgiu cu începere de la ora 9:30. Evenimentul va reuni o serie de personalități politice, de cultură, demnitari, reprezentanți ai mediilor academic și asociativ, autorități locale și județene, ambasadori și reprezentanți ai corpului diplomatic și nu în ultimul rând parlamentarii de Giurgiu. Fondurile legate de strategia Dunării deja au demarat încă din această toamnă, dar cred că 2014 va fi debutul în tot spațiul dunărean, adică în toate cele 13 plus a 14-a țară România. Vorbim de peste 70 de miliarde de euro care vor veni pe aceste proiecte până în anul 2020. Ar fi păcat să nu conștientizăm, să spunem, de la investitorul mic și mijlociu, autoritățile locale, ceea ce înseamnă primăriile de-a lungul zonei riverane Dunării, dar să nu uităm că România, în întregul ei, face parte ca țară din această strategie. Eu îmi doresc foarte mult pentru Giurgiu, să nu uităm că Giurgiu este la aproximativ 70 de kilometri de București, care este capitala țării, și asta ar însemna că Giurgiu trebuie să capete o forță extraordinară, să fie un pol de conectivitate, așa cum prevede unul dintre cei 4 piloni, și să acceseze cât mai multe fonduri pe cele 11 axe prioritare pe care le cuprinde. Mâine veți fi prezenți, bănuiesc, la desfășurarea lucrărilor legate de acest forum și am încercat să aducem specialiști care să pună toți actorii economici, factorii politici, organismele locale, societatea civilă în fața unor date un pic mai concrete, pentru că strategia este, să spunem, un întreg gândit pentru dezvoltarea și ștergerea disparităților între țările mai puțin avantajate, să spunem, sau ultimile intrate, vezi România și Bulgaria. Strategia pentru regiunea Dunării prezent și viitor, politicii de dezvoltare socială, academică și a mediului de afaceri este tema conferinței internaționale, a cărei gazdă este orașul nostru. Programul evenimentului cuprinde prezentarea obiectivelor SUERD, program susținut la nivelul județului Giurgiu de deputatul PSD Nicolae Florian, în prioritățile naționale pentru perioada de programe 2014-2020, axa tehnică SUERD și implicarea Academiei Române, Academiei Agricole, Mediului Universitar și de Afaceri, în adunarea la cele mai performante rezultate din punct de vedere economic, social și cultural, cât și proiecte de mediu și de dezvoltare sustenabilă. Tot ceea ce a însemnat până în momentul de față programele de dezvoltare regională, porurile, din păcate nu au adus României decât 7,6% din fondurile europene. Deci avem cea mai mică rată sau cea mai scăzută rată din restul țărilor europene. Știți foarte bine că România contribuie în fiecare an ca membră în Comunitatea Europeană cu 1,6 miliarde de euro, bani pe care noi nu am reușit să îi valorificăm prin aducerea proiectelor. Sperăm că de data aceasta lumea să fie receptivă, în special organismele locale, să existe deschidere în abordarea și proiectelor transfrontaliere, pentru că m-ați întrebat de Giurgiu. Giurgiu va avea foarte mult de câștigat dacă își va face temele. Eu sper din tot sufletul, vreau să vă sprijin, pentru că vă fac în premieră o dezvăluire. Aici vom lansa mâine primul forum antreprenorial dunărean din toate cele 14 țări. Și mai multe detalii am să vă dau mâine, pentru că am făcut un search în celelalte 13 țări. Deocamdată, nici una nu a abordat acest lucru. Asta înseamnă că la anul va fi un forum invest aici la Giurgiu, în care vor veni oameni din zona de business, oficialități, din toate celelalte 13 țări. Și așa cum, după Regensburg, anul trecut, unde s-a lansat pentru prima dată strategia regiunii Dunării,
dat fiind faptul că prin comisiile europene a trecut în 2010, am fost extrem de onorați noi ca țară ca cel de-al doilea forum să aibă loc în România la sfârșitul lunii octombrie, începând din data de 28-29 la Palatul Parlamentului, unde vor participa, începând de la primii miniștri ai celorlalte 13 țări, chiar șefi de state, și bineînțeles actori deosebiți care vor juca un rol major în accesarea fondurilor și pentru a pune, să spunem, această strategie cât mai mult în evidență. În cadrul acestui eveniment, Ion Iliescu, primul președinte al României de după 89, își va lansa volumul Fragmente de viață și istorie trăită, prezentare ce va fi făcută de deputatul Ionuț Vulpescu. După lansarea cărții lui Ion Iliescu, va avea loc vernisajul de sculptură cu tema Diplomație prin artă, dedicate anului Constantin Brâncuș, aparținând sculptorului Doru Drăgușin.